Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți părinți, frații, prăvășugitori, iubiți credincioși și credincioase, mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și pentru vremea de pace, la propriu vreme de pace și apoi și pentru frumusețea zilei de astăzi, pentru că am putut să stăm afară și să ne rugăm să ne adunăm puțin mintea către Dumnezeu. Biserica prăznuiește astăzi pe Sfântul Apostol Pavel și pe Sfântul Apostol Petru, iar mâine, în calendar, dacă vă uitați, în 30 iunie, este Soborul Sfinților Apostoli. Și biserica, deci, a găsit de cuvință ca să închine o zi specială acestor doi mari apostoli, Sfântului Pavel și Sfântului Apostol Petru. De altfel și Sfântul Apostol Pavel este denumit Apostolul Neamurilor. Dacă citim despre viața Sfântului, vedem că din Ierusalim și din drumul către Damasc, de unde a avut loc convertirea lui, a propovăduit Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos la cât mai multe neamuri, și a înfăptuit el porunca Mântuitorului Iisus Hristos, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu o să mă opresc la date istorice despre viețile acestor sfinți apostoli, le puteți găsi, însă aș vrea să vă pun la inimă și mai ales la minte câteva cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel, primele cele adresate romanilor, adică locuitorilor Romei. Și Sfântul Apostol Pavel zice așa: cine este cel ce osândește? Hristos, cel ce a murit și mai ales cel ce a înviat, care și este de-a dreapta lui Dumnezeu și care mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pre noi de iubirea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia. Precum este scris, pentru tine suntem omorâți toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere, dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pre noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru. Aceasta este un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, în Epistola către Romani, găsiți și frățiile voastre în capitolul 8, și am ales să vă pune la inimă acest cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, pentru că arată, în primul rând, o mare dragoste, o mare iubire a Sfântului Apostol Pavel față de Dumnezeu. Și am văzut că în biserica noastră, deși avem adevărul deplin al învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos, deci avem tainele bisericii care ne fac pe noi ca să trecem din moarte la viață, unii oameni caută în biserică o treaptă socială mai înaltă, o recunoaștere din partea oamenilor, o rezolvare a unor probleme personale, sociale sau de natură filantropică și pierdem din vedere cu toții, credincioși și slujitori, că în biserică suntem chemați pentru a împlini o lucrare cu inima noastră și cu mintea noastră, ca schimbând-o de plin, să căutăm și să dobândim harul Duhului Sfânt și să umplem mintea noastră și inima noastră de iubirea pentru Dumnezeu. Căci Dumnezeu este Cel care ne iubește nemărginit și din această dragoste nemărginită, Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul Său, Cel Unul Născut, ca să se răstignească pentru noi
și să ridice păcatele întregii lumi. Așadar, că suntem mai mici sau mai mari, mai tineri sau mai în vârstă, iubiți credincioși, calea noastră către biserică arată și trebuie să se încheie cu o lucrare conștientă de schimbarea minții noastre și a inimii noastre, care schimbare înseamnă transformarea noastră într-o iubire deplină pentru Hristos, cu Hristos Domnul și în Hristos Domnul. Sfântul Apostol Pavel zice, de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar această trăire a lui Hristos ar trebui să fie ținta vieții noastre. Și această prezență a lui Hristos în inima noastră ar face ca ura, uciderea, curvia, furtul, hoția, minciuna și în ultimă instanță lipsa de dragoste față de omul de lângă mine să dispară. Hristos a venit nu ca să ne propovăduiască un program politic. Hristos n-a făcut politică. Hristos a venit să ne vorbească despre sufletul nostru, despre care unii oameni în ziua de astăzi spun că nu mai este nevoie să ne îngrijim de suflet. Îi auzim cum ironic vorbesc despre cei care doresc să poartă grijă despre sufletul lor. Dar Evanghelia ne învață, iubiți credincioși, avem pilda bogatului în care, atunci când bogatului i-a rodit țarina și avea atâta bogăție încât hambarele nu încăpeau, el a zis, le voi dărâma, voi face altele mai mari și voi pune acolo bogăția mea și voi zice, suflete al meu, de acum ai multe avuții, mănâncă, bea, veselește-te. Și a primit cuvântul acesta de la Dumnezeu. Nebune, în noaptea aceasta vor lua sufletul tău de la tine. Așadar, iubiți credincioși, iată, Sfânta Evanghelie și cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos accentuează și pune înaintea noastră valoarea sufletului. Și noi ne îngrijim de toate, de trupurile noastre, trebuie să avem haine, ne place să avem haine frumoase, să arătăm bine, să fim sănătoși, să folosim parfumuri frumoase, să plăcem, deci, prin aspectul nostru fizic, estetic, exterior, aproape lui nostru, dar lucrarea de căpătâi a creștinului este să strălucească sufletul în noi, în trupurile noastre. Și această strălucire nu se poate întâmpla decât în măsura în care, în dragostea noastră față de Dumnezeu, putem să spunem și noi, ca Sfântul Apostol Pavel, Hristos trăiește în mine. Și prima treaptă ca Hristos să trăiască întru noi este spovedania urmată de Sfânta Împărtășanie. Noi când săvârșim Sfânta Liturghie, nu o săvârșim aici ca un spectacol sau ca o piesă de teatru, ci rugăciunile pe care le-ați auzit citindu-le cu voce tare sunt rugăciuni pe care îi le adresăm lui Dumnezeu și care au ca finalitate rugăciunea către Dumnezeu ca să trimită darul și harul Sfântului Duh să sfințim darurile de pâine și vin care să se prefacă în trupul și în sângele Domnului Hristos. Și de ce să vârșim această lucrare nesângeroasă, această sfântă liturghie? Să vârșim aceasta pentru cuvântul Mântuitorului Hristos care a zis: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Așadar, iubiți credincioși, pentru pregătirea dobândirii veșniciei pe care Dumnezeu vrea să o dăruiască fiecăruia dintre noi, avem nevoie ca pe calea aceasta a vieții să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, pentru că împărtășania, euharistia sau cuminecătura, cum vreți să spuneți, trupul și sângele Domnului, este pentru noi medicament și leac și tămăduire și întărire și putere pe calea vieții acesteia. O viață care nu este ușoară, este plină de griji pentru unii,
Poate unii consideră că pentru ei este plină doar de frumuseți, însă, înainte de toate, iubiți credincioși, este plină pentru noi creștinii de nădejdea dobândirii împărăției lui Dumnezeu. Și să ne ajute Domnul să o dobândim cu toții. Sfântul Apostol Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, ne spune așa: știind că cel ce a înviat pre Domnul Iisus ne va învia și pre noi cu Iisus și ne va înfățișa împreună cu voi, căci toate sunt pentru voi, pentru ca înmulțindu-se harul să prisosească prin mai mulți mulțumirea spre slava lui Dumnezeu, de aceea nu ne pierdem curajul. Și chiar dacă omul nostru, cel din afară, se trece, adică vrea să spună, dacă trupurile noastre putrezesc și vor fi așezate în pământ și în mormânt, deci chiar dacă omul nostru, cel din afară, se trece, cel dinăuntru, adică sufletul nostru, se înnoiește însă din zi în zi. Căci necazul nostru de acum este ușor și trecător și de a aduce nouă mai presus de orice măsură slava veșnică covârșitoare, și neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele care nu se văd sunt veșnice, adică împărăția lui Dumnezeu care nu se vede. Dar cuvântul Sfântului Apostol Pavel este aceasta, spunând că el a fost ridicat, ați auzit, s-a citit, a fost ridicat la al treilea cer, nu știe, în trup sau în afara trupului. Dar el a văzut acolo frumuseți pe care ochiul nu le-a văzut și graiuri pe care urechea nu le-a auzit. Și este mărturia Sfântului Apostol Pavel. Cine a fost Pavel? A fost un persecutor de creștini. Unul care a fost martor la moartea Sfântului, întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan, care a fost omorât cu pietre de iudei, pentru că îl propovăduia pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și apostolul Pavel, numit Saul, înainte de convertirea lui, l-a avut ca mare învățător pe rabinul Gamaliel, pe învățătorul legii Vechiului Testament. Învățăturii Vechiului Testament, și era un mare iudeu și propovăduitor al Vechiului Testament. Dar în drumul Damascului, acolo unde el se ducea ca să fie martor la judecata și la moartea altor creștini, Hristos îi se descoperă și din această întâlnire pe drumul Damascului, această convertire la creștinism, adică la ce? La descoperirea, la revelarea și la revelația Mântuitorului Iisus Hristos pe care a avut-o Sfântul Apostol Pavel, din persecutor se arată și devine propovăduitor al Evangheliei și al cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea. Dacă unul ca acesta, care până ieri îi omora pe creștini și după ce se întâlnește cu Hristos, îl vede și crede în el și se convertește la credința în Hristos, dacă unul acesta dă mărturie despre faptul că a văzut frumuseți pe care ochiul nu le-a văzut, vă pun la inimă întrebarea și la minte. Oare de ce nu l-am crede? Că doar el până ieri i-a omorât? Nu cu mâna lui, dar a fost martor și s-a învoit, spune Sfânta Evanghelie, citiți în Faptele Apostolilor, s-a învoit la moartea Sfântului Ștefan, omorât cu pietre. Și am fost la locurile sfinte și ați văzut biserica ridicată lângă peștera și lângă locul unde Sfântul Ștefan a fost omorât cu pietre. Oare de ce nu l-am crede pe acesta? Că Dumnezeu a pregătit pentru noi și nu vom muri și vom învia, deci, odată cu Hristos, a pregătit frumuseți pe care ochiul nu le vede. Dar, iubiți credincioși, atâtea lucruri sunt sub cerul acesta pe care omul nu le vede, nu le știe, nu le cunoaște și totuși ele există, se întâmplă și lucrează în lumea aceasta. Deci, iubiți credincioși, vă pun la inimă ce? Să avem și noi această puțină înrâurire și dragoste de a porni încă din lumea aceasta să vedem ce? Frumusețile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi.
Deci Dumnezeu dorește nu ca singur să petreacă în împărăția sa, ci dorește, așa după cum spune din cuvântul Sfintei Scripturi, veniți toți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți împărăția cerurilor ce a gătită vouă de la întemeierea lumii. Așadar, Hristos a pregătit pentru noi o împărăție de când l-a zidit pe om. Și mă gândesc dacă în comoditatea noastră, fie în casele noastre, fie în slujba bisericii, cum stăm noi pe scaune sau alții în picioare, dacă în această comoditate și a trupului și a minții noastre poate să pătrundă gândul că există o lume nevăzută, o împărăție a lui Hristos pe care noi îl cunoaștem și îl recunoaștem împăratul nostru, singurul împărat al lumii văzute și nevăzute, ziditorul lumii văzute și al nevăzute, stăpânitorul universului întreg, dacă în această comoditate, zic, mai poate pătrunde lumea nevăzută pe care Dumnezeu dorește să o împărtășească cu noi. Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă sobornicească, ne spune așa, că cei care sunt mândri vor avea de trecut un obstacol, și anume că Dumnezeu le va sta împotrivă. Deci dacă luăm în seamă cuvântul Sfântului Apostol Petru, zic dacă luăm în seamă, pentru că nu luăm în seamă cuvântul Sfintei Scripturi, auzim și toată ziua avem știri la radio, la televiziune, la internet, pe toate mijloacele de comunicare, în mass media, și primim diverse informații. Însă cuvântul Sfintei Scripturi, dacă noi nu-l cercetăm, n-avem cum să-l cunoaștem, și este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Dar dacă ne spun unii că se mărește prețul la curent electric, suntem foarte alarmați, dacă ne spun unii că nu știu ce se mai întâmplă, trebuie să împlinim diverse condiții, suntem alarmați, așa mai departe, se taie pensiile, devenim nemulțumiți, nervoși, nu avem locuri de muncă și iară suntem nemulțumiți, avem datorii la bănci, așa mai departe, și ascultăm în fiecare zi să vedem ce se mai întâmplă pentru noi. Dar iubiți credincioși, ce se întâmplă cu sufletele noastre după moartea noastră? Ne-a spus Dumnezeu și Sfinții Apostoli și ucenicii lui Hristos și este scris în Sfânta Scriptură. Nu este un secret, nu este o taină de necunoscut pentru noi, ci dimpotrivă, acest cuvânt al lui Dumnezeu, Hristos Domnul nostru, a zis către ucenici, mergeți către toate neamurile și propovăduiți-le. Și zic așa, dacă luăm în seamă deci cuvântul Sfântului Apostol Petru, care și el asemenea Sfântului Apostol Pavel și-a găsit sfârșitul vieții prin tăierea capului, prin răstignire cu capul în jos pe crucea, pentru că el a zis că nu este vrednic să fie răstignit precum Hristos, ci a cerut să fie răstignit pe cruce cu capul în jos în vremea împăratului Nero. Poate știm de la istorie câte ceva, ne mai aducem aminte de ce a făcut Nero, împăratul creștinilor, cum i-a persecutat și cum i-a omorât pe aceștia. Deci dacă luăm în seamă cuvântul unui om care și-a dat viața pentru Hristos și care ne spune, fiți atenți, iubiți credincioși, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Și noi începem și cultivăm mândria din clasa întâi sau pregătitoare zero până când intrăm într-un loc de muncă și acolo societatea ne învață că noi trebuie să fim primii. Și este foarte greu să fii primul și să nu te mândrești. Însă dacă avem această mândrie, mândria aceasta împiedică dragostea noastră către celălalt. Aceasta este problema viețuirii unuia cu celălalt. Sfinții părinți ne spun, viața noastră este de la aproapele. Ori dacă eu pe aproapele îl judec, îi fac rău,
mă răzbun pe el pentru răul pe care el mi l-a făcut mie. Dacă eu doresc ca în viața aproapelui meu să fie rău și el să pătimească ca să-i arăt că eu sunt mai bun decât el, n-am înțeles cuvântul Mântuitorul Hristos care zice: binecuvântați pe cei ce vă blestemă pe voi și iubiți pe cei ce vă urăsc pe voi. Deci cuvântul Sfântului Apostol Petru, m-am oprit la mândrie, dar Sfântul Apostol Pavel în epistola către Timotei zice, fiți atenți, celor care doresc să trăiască mai cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, aceia se vor prigoni. Și uitați-vă, am zis, avem un timp de pace în locul acesta unde suntem noi, în țara noastră, România, dar uitați-vă în alte locuri unde creștinii sunt persecutați și în fiecare zi mor creștini doar pentru că ei cred în Hristos. Astăzi trăim un război și mai cumplit și mai fratricid, unde nu departe de noi popoare ortodoxe se omoară între ele. Pentru că Hristos nu este acolo. Hristos nu este între cei care conduc aceste două popoare. Dacă ar fi, ar fi pace. Dacă s-ar trăi după cuvântul lui Dumnezeu, ar fi pace. Dar, iubiți credincioși, Domnul Hristos ne-a mai spus și alt cuvânt. În lumea aceasta, necazuri veți avea, dar, zice, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Așadar, să ne așteptăm o pensie mai bună dacă venim la biserică, să ne așteptăm un loc mai bun de servici dacă venim la biserică, să ne așteptăm ca oamenii să ne iubească mai mult dacă noi venim la biserică, să ne așteptăm ca oamenii să ne facă nouă bine dacă venim la biserică, ci noi să iubim pe oameni, noi să le facem bine lor și noi să-i ajutăm pe ei pentru cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, care, neavând niciun păcat, săvârșind binele deplin pentru toată făptura omenească care i-a cerut ajutorul și care a venit în fața lui, a sfârșit prin moarte pe cruce. Așadar, n-avem un creștinism comod, iubiți credincioși. Ziceau părinții, noi ne-ar place să fim creștini de duminică, să venim duminică două ore la Sfânta Liturghie, mergem acasă, mâncăm prânzul împreună cu ai noștri, suntem bucuroși că suntem împreună și am fi mulțumiți. Nu acesta este creștinismul. Creștinismul înseamnă că suferința pe care Dumnezeu o îngăduie în viața mea este cea care mă călește pe mine, și Sfântul Clement Alexandrinul și Sfântul Ioan Gură de Aur ziceau că suferința este pedagogul către Hristos. Dar nimeni nu este dornic de suferință, însă toți am vrea să avem harul lui Dumnezeu. Nu putem. Uitați-vă, rula un film cu Sfântul Ierar Nectarie din Eghina. Poate l-ați văzut, sau poate ați fost chiar și în pelerinaj la moaștele Sfântului Nectarie din Eghina, mare făcător de minuni. Uitați-vă la viața omului acestuia. Să nu zicem, să ne uităm până la Hristos, că zicem că nu suntem. El a fost Dumnezeu și a putut. El a putut să se lase răstignit pe cruce. Dar uitați-vă viața Sfântului Nectarie. Și nu numai a lui. Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care îl avem noi în fiecare zi, aproape de peste an, să vârșim liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. A fost scos din scaunul de patriarh al Constantinopolului, a fost trimis în exil de către împărăteasa Eudoxia, a fost persecutat, creștinii l-au cerut înapoi, l-au adus înapoi, iar l-au dus, iar l-au scos și a murit undeva pe drum. Deci, iubiți credincioși, vreau să înțelegem un singur lucru. Lucrarea noastră în biserică nu este să ne fie bine, să fim comozi. Lucrarea noastră în biserică este ca inima noastră să lucreze pentru despătimire, să scoatem patimile din noi și să creștem dragostea pentru Dumnezeu, pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru aproapele, că de la El ne este viața. Și dacă nu reușim aceste lucruri, să știți că ne ratăm mântuirea. Ne ratăm mântuirea. Așa cum văd eu la voi, la biserica aici, și cum știu din anii în care v-am vizitat, parohia voastră funcționează ca o familie. Dar trebuie să facem ceva, ca familia noastră, zic a noastră, a mea și a voastră, cu aceea,
să se facă mai mare, să se lărgească, și aceasta se face doar prin rugăciune și prin smerenie, rugând pe Dumnezeu ca să ierte păcatele noastre, noi să schimbăm viața noastră și apoi Dumnezeu să ne trimită Harul Duhului Sfânt și așa viețuind, bucurându-ne unii de alții, să petrecem în lumea aceasta cu dorința întâlnirii a fiecăruia dintre noi față către față în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Iertați îndelungarea cuvântului. Părinte Marius, vă rog. Preasfinția voastră. Iertați numai la mulți ani pentru cei cu Petru și Pavel care poartă numele. Părintele paroh și consilier, Părintele Marius, este și Petru. Părintele Petru Drăghicescu le spune la mulți ani și tuturor credincioșilor și credincioaselor. Iertați, vă rog. Vă mulțumim, Preasfinția voastră, preacucernici părinți, distinși oaspeți, dragi profesori, dragi elevi, iubiți credincioși și credincioase, este o zi așa cum ne-am dorit-o, frumoasă, luminoasă, încărcată de rugăciune și ați făcut curtea bisericii să fie o icoană astăzi prin prezența dumneavoastră. O icoană pe care nu dorim să fie luată de la noi și așa cum Preasfințitul încheia cuvântul de învățătură, să sporească în frumusețe prin comuniunea în rugăciune. Vă mulțumim, Preasfinția voastră, pentru bogatul cuvânt de învățătură pe care ni l-a spus la inimă și la minte și astăzi și pentru îndemnurile pe care, Părintește, ni le-ați adresat pentru viața de acum și mai ales pentru cea care va să vină. Am rânduit ca în acest timp din an, în preajma hramului bisericii noastre sau chiar uneori de hramul bisericii noastre, să îi apreciem în mod festiv pe elevii școlii gimnaziale numărul 7 Sfânta Maria din Timișoara, școala noastră de cartier, de fapt singura școală din cartier,